Wow, wow! Ce crezi că faci? Fac lucrurile mai interesante! Ce ai făcut mașinii mele? Ben, Kevin aruncă rachete spre tine! Da, am observat! Păi, ai observat că oamenii de pe pistă sunt în pericol? Oh, haide! Ei bine, asta da cursă! Condusul în cerc devenea plictisitor! Dacă tragi cu rachete în șofer, ești nesăbuit! Ce ți-am spus? Numai mașini blindate! Păi, asta nu e bine! Te scoate pe pistă, Tennyson! Ce faci, bătrâne? Bătrân? Dar nimeni nu-mi folosește mașina ca să trișeze! Ben, intră la boxe! Trebuie să vorbim! Bravo ție, Ben! Ai stricat echipa Vin Kevin și aproape ai stricat pista! Felicitări! Ai obținut ce voiai! Gwen, așa este! Scuză-mă! M-am luat valul încercând să-l opresc pe Kevin și am stricat totul pentru toată lumea! Inclusiv șansa ta de a participa la cursă! Vreau doar să spun... Pierzătorule! Iau eu mașina ca să-l ajung pe Ben! Poate reușesc să le bag mințile în cap amândurora. Bună, Gwen! Mereu a fost o plăcere să te am aici. Mult noroc, scumpo! Fii gata să muști din furia mea! Oh, uite, Felix! O pisi! Pisicuță! Pisicuță? Ce sunt alergic la pisi? Hați! Iniciez transformarea! Să-l oprim pe Kevin înainte să rănească pe... Red, place planul! Nu vei trișa într-o cursă cinstită cu mașina mea! Nu mă poți opri! Eu dețin controlul aici! Nu și în mașina asta! Lumești, Ben! Eu sunt mașina! Tu rezistă aici cât poți! Red va turti mașina aia! Noi dezamăgiți, Kevin, cu alegerile pe care le-ai făcut! Ce se întâmplă acolo? Dacă ai o socoteală cu noi, lasă-i pe ceilalți în pace! Ascultă, puștule, când revii la normal, o să avem o discuție lungă despre fair play! Știi, asta tot mașina mea este! Nu pasă de curs asta ridicol acum! A devenit personal! Cum ai reușit să mă enervezi? Kevin și Ben nu par să își rezolve problemele. Nu pot să cred că provoacă atâtea probleme pentru atenția lui Vin. Sunt destui mentori pe lume, ca mine. Tu crezi că sunt grozav, nu, Gwen? Scuze, bunicule, nu am auzit. Vorbesc cu Vin acum. Și tu, Gwen? Hei, Vin, ascultă, am un plan. Super, să-l auzim. Chiar vrei să ascult ce spun? Lui Ben nu-i pasă de planurile mele. Hei, băieții nu trebuie să-ți schimbe părerea despre tine. Acum spune. Cred că dacă i-am omit cu ceva, i-am scoate de pe pistă. Întrebare e, cu ce? Să-i spun bunicului să cheme vânzătorii de hot dogs? Merge cu friptură? Cum? Deci nu vrei niște coaste? Poftim? Nu, friptura e bună. Doar că de ce ai atâta carne în mașină? Poate mi-e foame. Uite, prinde. Niciodată nu m-am simțit așa apreciată. Să-i dăm drumul. Grozav.